Hai, bafti pe bot. Pa. Înainte de meci, Măldărușanu i-a urat noroc lui Stoican, iar antrenorul a avut parte de așa ceva plus inspirația necesară. Petrolul a câștigat în prelungiri jocul cu Metalo Globus prin golul superb al lui Mario Bratu. Antrenorul a avut flerul să-l introducă pe junior în partea secundă, iar acesta a rezolvat meciul cu execuție pe măsura talentului său. Măldărușanu susține că gruparea petrolistă rămâne principala favorită la promovare și preferă să joace numai cu astfel de echipe. Am avut un start greu, ținând cont că joci cu o echipă candidată la promovare. Nu este ușor, dar de multe ori prefer astfel de echipe decât echipe pe care, știu, poate jucătorii l-ar considera outsider. Pare una dintre candidatele serioase la promovare în acest sezon? Este foarte greu să ai ritm de joc încă din prima etapă, însă cel puțin întoarcerea acestui rezultat de după pauză poate le dă încredere, dar în continuare cred că rămâne principala candidată la promovare. Petrolul a avut parte de mai multe debuturi perfecte, echipa a luat startul potrivit, Stoican s-a bucurat de primul succes, iar Meza, Coli și Bratu au înscris primele lor goluri la acest nivel. Antrenorul Petrolului recunoaște prima repriză slabă a echipei, dar promite un joc mai sigur și mai consistent pe viitor. Cât de mult ați suferit pentru această victorie, pentru acest debut cu victorie? Greu, am început destul de timorat jocul. Într-adevăr, s-a simțit o presiune. Le-am și spus jucătorilor, până la urmă, presiunea este că dacă ne-o creăm noi, important este să jucăm fotbal, să avem atitudine bună, ceea ce s-a întâmplat în a doua repriză. Până la urmă, este un rezultat normal, un rezultat care ne dă speranțe pentru meciurile următoare. Datorită golului, puștanul Bratu a fost ovaționat la scenă deschisă de galeria petrolistă. Reușita lui Super Mario este marcă registrată, având în vedere că fotbalistul de 17 ani a mai avut execuții de top. Este cel mai frumos moment de până acum pentru tine? Cel mai frumos moment din cariera mea, este adevărat, dar sper să nu mă opresc aici și să continui la fel de bine. Ce ți-au spus colegii în vestiar? M-au felicitat și mi-au spus că le-am adus victoria și am început un nou drum spre Liga 1 cu dreptul. Tribuna 1 ca și peluza petrolistă au fost pline. Președintele Marius Stan a stat de vorbă cu Ciprian Marica de la Farul. Generații diferite de jucători, Oprișan, Puiu, Dridea și nu numai, au venit din timp în Colentina ca să prindă locuri, la fel ca și partenerul finanțator al Petrolului, Mădălin Mihailovici. Exact peste o săptămână, Petrolul va juca pe teren propriu cu UTA Arad în etapa a doua a campionatului.